Primele delegații oficiale care vor participa la summitul Comunității Politice Europene au început să ajungă în Republica Moldova. Despre asta anunță grupul media pentru știri de securitate. Deocamdată, aeroportul Chișinău activează în regim obișnuit și fără întârzierea zborurilor programate. Totuși, odată cu sosirea demnitarilor, traficul rutier pe traseul de la aeroport spre oraș este parțial suspendat, mai anunță responsabilii. Ce alte măsuri de securitate se vor lua în aceste zile și cum se va circula prin capitală? Vedeți din subiect. Potrivit grupului media pentru știri de securitate, primele delegații străine au început să sosească la Chișinău. Măsurile de securitate aplicate pentru summit vor fi instalate gradual, astfel încât să creeze mai puțin disconfort pentru cetățeni. Aterizarea celor peste 20 de grupuri oficiale nu va afecta programul de zbor al curselor regulate pentru data de 31 mai, se menționează într-un comunicat. Totuși, odată cu sosirea demnitarilor, traficul rutier pe traseul de la aeroport spre oraș va fi parțial suspendat, întrucât cortegiile vor merge spre locurile de cazare. De la miezul nopții însă și până în data de 2 iunie, spațiul aerian al țării va fi închis pentru aeronavele civile și vor fi permise doar zborurile avioanelor cu oficiali. Circulația transportului prin capitală va fi îngreunată în a doua parte a zilei. Începând cu după amiaza zilei de astăzi, vom avea un mod mai special de a ne deplasa spre locația care este dorită de noi, cetățenii din municipiul Chișinău în mod special. Noi o să îndemnăm ca toți chișinăuienii, înainte de a porni spre locația care este dorită, întâi de toate să se asigure că traseul pe care se deplasează este unul posibil deplasării. Poliția îndeamnă oamenii să consulte site-urile oficiale ale Inspectoratului General de Poliție și Ministerului de Interne pentru a găsi hărțile cu traseile de alternativă. Arterele principale, vorbim de Ștefan cel Mare și vorbim de Bulevardul Dacia, bineînțeles că acestea vor avea o încărcătură sau o responsabilitate mai mare pentru noi, organele de forță. Serviciile de urgență vor continua să activeze în regim obișnuit. Mașinile care vor fi parcate în zonele de securitate vor fi înlăturate, dar șoferii nu vor achita amenzi pentru asta, mai declară Cernăuțeanu. Vor fi ridicate și automobilele jurnaliștilor, dacă acestea vor împiedica deplasarea delegațiilor oficiale, a mai spus șeful Poliției Naționale. Aș îndemna toți jurnaliștii, toți reprezentanții mass media, care doresc să se deplaseze spre Castelul Memie pe cale ferată, cu trenul, acest lucru să fie realizat într-un proces mai din timp. Nu toți să vină pe ultima sută de metri la gara feroviară, acolo unde va fi o încărcătură foarte mare a mijloacelor de transport. Acest lucru trebuie de făcut din timp. Nu va fi ridicat niciun mijloc de transport acolo unde aceasta nu împiedică procesului de deplasare a delegațiilor oficiale. Amintim că jurnaliștii postului nostru de televiziune nu au fost acreditați la lucrările summitului Comunității Politice Europene din 1 iunie. Deși au fost îndeplinite toate condițiile necesare, Orizont TV a primit refuz pentru toți cei 8 angajați care au fost desemnați de redacție. Ministerul de Externe Nicu Popescu nu ne-a spus care este motivul refuzului, motivând că nu a fost implicat în procesarea cererilor și a explicat doar că există restricții de spațiu, motiv pentru care la această etapă nu a fost posibilă acreditarea peste 100 de jurnaliști și reprezentanți ai mass media. Cele mai dure măsuri se vor lua în data de 1 iunie. În ziua summitului, circulația transportului prin centrul capitale pe viaductul de la Botanica, Bulevardul Dacia și traseul care duce spre Bulboaca va fi oprită pe tot parcursul zilei, începând cu ora 7 dimineața. Amintim că din 31 mai până în 2 iunie va fi schimbat și itinerarul transportului public. Circulația troleibuzelor cu numărul 2, 20, 24 și 30 și autobuzelor cu numărul 33 și 34 va fi complet suspendată. În 1 iunie, toate centrele comerciale de-a lungul perimetrului zonei de securitate pe unde vor trece oficialii europeni vor fi închise. De asemenea, piața centrală nu va activa. Pietonii trebuie să aibă asupra lor acte de identitate, gențile și lucrurile personale vor fi verificate de poliție.